Bună! Sunt Monica Zincă, antrenor pentru familii. Echipez familiile, specialiștii și cadrele didactice cu toate instrumentele necesare pentru a-și dezvolta capacitatea de influență pozitivă asupra lor și a celor dragi. Bine ai revenit în episodul 2 al Rise Up Family Podcast. Astăzi, setăm împreună strategii prin care să-ți dezvolți curajul de a fi tu însuți și de a-ți rescrie povestea de viață care te-a durut. Așa că încep plină de emoție cu încurajarea. Îndrăznește să înveți, să crezi și să iubești. Asculți Rise Up Family Podcast, strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești, asumat, integru și sănătos. Și că nu ești singur pe lume! Bine vă regăsesc, dragii mei! Au trecut două săptămâni și abia așteptam să ne reîntâlnim la o cană de prietenie. Dacă și tu ai lângă tine o cană de ceai, cafea sau suc, dacă și tu te-ai făcut comodă și ți-ai dat voie să te gândești la tine pentru următoarele câteva zeci de minute, te invit la trăit asumat, integru și sănătos. De aici din leagănul meu pace, primit cadou acum două săptămâni de la soțul meu, îți spun că în episodul trecut am povestit despre misiunea Rise Up Family Podcast și am mai povestit și despre obiectivele familiei noastre. Azi o să avem o discuție de la inimă la inimă despre curajul de a fi tu însuți. Tadam! Despre curajul de a renunța când e de renunțat și de a continua când e de continuat. Hai așadar la o cană de prietenie cu mine oriunde te-ai afla acum. Ca să povestim despre puterea curajului de-a fi tu însuți. Asculți Rise Up Family Podcast. Strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești. Asumat, integru și sănătos. Și că nu ești singur pe lume. Săptămâna trecută te-am invitat să te alături familiei noastre, să aruncăm în lume cu principii de viață sănătoase. Îți spuneam tot atunci că îmi place foarte tare Brené Brown, un psihoterapeut, de la care eu am învățat să mă încred și mai mult în instinctul meu. Atunci când îmi șoptește blând, ori să las în urmă ceva, ori să merg înainte. Și vreau să te încurajez și pe tine azi. Să îmbrățișezi adevărul că niciodată, dar niciodată, renunțarea la anumite relații toxice, ori la anumiți oameni care îți fac rău voit, nu trebuie să fie despre a le face lor rău. Despre a le plăti lor cu aceeași monedă, ori despre a te răzbuna tu la dublu. Renunțarea la anumiți oameni și relații, la părinți, specialiști, instanțe de judecată, cadre didactice, poate frați, surori, ori prieteni și cunoștințe. Uneori chiar la proprii tăi copii, trebuie să fie despre a ne face bine nouă înșine, despre respectul și iubirea pe care le simțim pentru noi înșine. Așadar, îmi propun ca azi să fie despre rescrierea poveștilor noastre dureroase. Da, a poveștilor noastre. Oameni care am făcut din suferința noastră oază de binecuvântare pentru alții. Haideți să învățăm cum să-i ajutăm pe cei care trec azi prin ce am trecut noi ieri. Cum să ne acceptăm cu toții căderile, greșelile, fricile și necredința. Să le îmbrățișăm și să ne devină parteneri de drum. Ha, ești cu mine acum? Dacă da, hai să vezi și tu ce poți să faci când simți că nu mai îndrăznești. Asculți Rise Up Family Podcast strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești, asumat, integru și sănătos și că nu ești singur pe lume. În primul rând, nu îi lăsa pe alții să-ți influențeze deciziile. Deciziile de a te dezvolta tu însuți pentru a deveni cine te-a creat Dumnezeu să fii. Și tu știi că Dumnezeu creează numai oameni care să fie cap și nu coadă, așa? -i? Doar că el ne lasă nouă responsabilitatea de a acționa spre devenire. Deciziile de a-ți cimenta relațiile cu membrii familiei tale. Și știi că pentru a cimenta e nevoie de acțiuni concrete și nu doar de speranțe, așa? -i? Cineva spunea că speranța nu este o strategie. Așadar, pentru a construi relații minunate cu familia ta, ai nevoie, în primul rând, de o strategie. Apoi, nu îi lăsa pe alții să-ți influențeze deciziile de a-ți ajuta copilul, partenerul, prietenul, vecinul, părintele, bunicul care se confruntă cu o situație dificilă sau cu vreun diagnostic. Am fost creați pentru conexiune și nu putem trăi sănătos și fericiți de unii singuri. Așadar, e necesar să-i ajutăm pe alții. Și aș mai adăuga aici, nu-i lăsa pe alții să-ți influențeze deciziile de a cere tu însuți ajutor când ai nevoie. Tu știi că unde-s doi puterea crește, așa-i? Să facem atunci împreună o hora curajului. Te invit așadar să-mi dai mâna ta și să ceri ajutor în Rise Up Family Community. Ori de câte ori simți că te clatin. În al doilea rând, ce poți să faci când simți că nu mai îndrăznești? Îți spun așa: nu permite nimănui să-ți spună că singura soluție la dificultățile pe care le ai cu partenerul sau partenera ta este despărțirea sau divorțul. Dumnezeu însuși ne spune că singurele motive de divorț pot fi doar abuzul și infidelitatea. În afara acestora două, Nimeni nu ar trebui să gândească în termen de reparația relației de cuplu mă costă prea mult. Așa că mai bine o schimb. Nu, dragii mei, divorțul sau despărțirea nu sunt niciodată singurele soluții la conflictele dintr-un cuplu. Eu cred cu tărie că singura soluție este educația cu credința. Cu cât crezi mai mult în puterea educației, cu cât înveți mai mult cum să-ți gestionezi conflictele în familie, cu atât vei putea să faci din relația ta un colț de rai, unde să te adăpostești mereu de furtuni și de cutremure. În al treilea rând, în aceeași măsură, hai să vedem ce poți să mai faci când simți că nu mai îndrăznești. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că divorțul de partenerul care te abuzează. Sau care refuză să înceteze să te trădeze, o să te ruineze. Nu permite nimănui să-ți implementeze credința falsă că nu te vei putea descurca singur, sau că divorțul ăsta o să-i facă pe copii să fugă de tine. Divorțul, dacă este decis din motive reale, nu pentru simplul fapt că nu mai e la fel ca la început, este o binecuvântare pentru tine și copiii tăi. Atâta timp cât la mijloc este infidelitatea sau abuzul. A trăi într-o familie unde există abuz repetat și infidelitate a ajuns, din păcate, o normă. Însă, pe tine te transformă într-o victimă fără putere. Iar Rise Up Family Community este despre învingători. În al patrulea rând, când simți că nu mai îndrăznești, nu lăsa pe nimeni să-ți spună că singura soluție la diagnosticul copilului tău, al soțului, prietenului, colegului sau poate chiar vecinului tău, e să nu faci nimic. Că, știi tu, oricum, omul ăla nu va progresa. Oricum, nu are șanse la o viață normală. Singura dată când eșuezi, spunea un scriitor, este atunci când renunți. Eu cred că singura soluție la diagnostice este credința însoțită de fapte. Petru, apostolul Domnului Isus Hristos, i-a cerut acestuia să-i poruncească să meargă pe ape. Și când Domnul Isus l-a chemat, Petru a coborât din barcă și a reușit să meargă. Ți-aduce aminte până când? Până când și-a ridicat ochii de la Dumnezeu și s-a uitat în jos la Marea Învolburată. Așa că atunci când omul dragție are un diagnostic cu care în aparență este imposibil de trăit, amintește-ți că dacă tu te uiți la țintă, la obiectivele tale clare, la strategiile tale și nu la furtuna diagnosticului, vei reuși să pășești printre valuri. În al cincilea rând, Poate că prietenii tăi sau socrii tăi, părinții, rudele, copiii tăi nu pot să-ți înțeleagă sau nu îți pot îmbrățișa anumite decizii care pentru tine sunt sănătoase. De exemplu, poate că ei nu acceptă divorțul sau recăsătorirea ta. Poate nu vor să audă de facultatea la care vrei să mergi. Poate nu vor să accepte cariera pe care vrei să o îmbrățișezi. Sau poate nu-l vor pe partenerul pe care tu iubești. Sau poate nu vor credința sau alegerea ta de a pleca din locul în care ești chiar acum. E tare greu să lupți contra curentului. Asta așa. -i. Însă tu nu da voie nimănui să te convingă că oamenii pe care iubești îți vor face viața grea sau că ei vor să renunțe la tine dacă tu nu renunți la planurile cu care ei nu sunt de acord. Așa e. E posibil ca unul dintre cei iubiți chiar să renunțe la tine. Asta dacă nu le împlinești lor toate dorințele. Și e posibil ca chiar toți cei iubiți ai tăi să renunțe într-o zi la tine dacă tu nu le vei împlini acele dorințe. Dar atâta timp cât dorințele lor înseamnă ca tu să renunți la valorile tale, la misiunea ta, ori la integritatea ta, tu nu ai de făcut decât un singur lucru: să te uiți fix la țintă și nu la cei care te distrag. Dacă ținta ta este sănătatea ta fizică, psihică, emoțională și spirituală, atunci orice te destabilizează pe drum este numai o piedică pe care tu o poți depăși dacă îți continui drumul prin credință. Asculți Rise Up Family podcast, strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești, asumat, integru și sănătos. Și că nu ești singur pe lume. Dragul meu prieten, draga mea prietenă, lucrez cu familii de peste 16 ani și am atâtea exemple de oameni minunați ca tine. Care au reușit să-și construiască un colț de rai din familiile lor. Și au reușit asta pentru că au decis într-o zi că numai Dumnezeu îi poate împiedica să-și împlinească anumite scopuri. Numai Dumnezeu și nimeni altcineva. Și dacă el te împiedică să reușești într-o situație, fi sigur că o face doar spre binele tău niciodată Dumnezeu nu împiedică reușita ta ca să se răzbune pe tine sau ca să-și bată joc de tine. Așadar, dacă Dumnezeu nu ți oprește planurile, ce ți pot face ție niște oameni? Dacă azi nu ești căsătorit, dacă ești divorțat și nu ai o familie încă, dacă simți că îți dorești să nu trăiești singur, ascultă-ți inima și începe cu tine însuți investește în tine, ca să fii exact partenerul de care ai nevoie tu însuți. Și dacă auzi oameni care îți spun că recăsătorirea e cea mai proastă soluție, mulțumește-le pentru grija pe care ți-o poartă, însă spune-le cu respect că tu ți-asumi decizia de a te recăsători și că o să mergi înainte cu asta. Iar dacă te vei răzgândi, spune-le că o să-i anunți. Dacă însă ai decis, în urma unor evaluări sănătoase, că nu vrei să te căsătorești niciodată, sau că nu mai vrei, atunci investește în tine însuți să poți să fii o binecuvântare pentru cei care vor deveni familia ta de suflet. Clienții tăi, colegii tăi, prietenii ori oamenii vulnerabili, care au cu adevărat nevoie de ajutorul tău. Dragii mei, am fost creați pentru conexiune. Toți avem o familie, biologică sau de suflet. Tu, cel care mă asculți acum, ești parte din familia Rise-Up Family. Nu ne-am întâlnit poate niciodată personal, dar faci parte din familia mea pentru că îmbrățișezi în mare parte valorile, credințele și opiniile mele. Toți avem o familie de suflet. Poate fi biserica noastră, echipa din jobul nostru, oamenii pe care îi ajutăm voluntar, ori oamenii care ne plătesc pentru ajutorul pe care li l oferim. Dacă ți-ai ales familia de suflet, pe baza misiunii pe care o ai, atunci ești cu adevărat un om împlinit. Poate că ai o misiune unică, de a ajuta copiii cu dizabilități, sau poate femeile abuzate, ori copiii și părinții alienați. Ori cuplurile care se confruntă cu dificultăți. Sau, poate că ești o mamă care vrea să dea mai departe din experiența ei altor mame care au nevoie de încurajări. Ori, poate că ești un tată care își dorește să înmulțească tăticia în lume, motivând tăticii să se implice în relațiile cu copiilor. Ori care ți-ar fi misiunea, ești minunat pentru că lupți pentru împlinirea ei. Și dacă misiunea ta e să faci din familia ta biologică un colț de rai, împlinește-o. Și dacă nu știi exact care ți-e misiunea și poate tocmai de asta mă urmărești, sperând să-ți faci puțină lumină în sertarele minții, rămâi alături de mine, vin în fiecare episod de podcast, lunea, din două în două săptămâni, să primești porția de inspirație, acceptare, încurajare și credință că poți reuși orice. Dacă ce vrei să faci, faci cu integritate și cu toată empatia față de ceilalți. Asculți Rise Up Family Podcast, strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești, asumat, integru și sănătos și că nu ești singur pe lume. <laughs> Credeai că aici o să vorbesc doar eu? Nu, nu. Rise Up Family Podcast este despre învățare, credință și iubire. Eu vreau să creștem împreună ca familie. Și creșterea începe cu tine însuți și cu mine însămi. Ai aflat astăzi că pasul 1 pe care l-ai de făcut când simți că nu mai îndrăznești este să nu-i lași pe alții să-ți influențeze deciziile sănătoase. Te provoc așadar, draga mea, dragul meu, să treci acum la pasul numărul 2. Până data viitoare, să-ți scrii misiunea personală pe o agendă, apoi să o lipești într-un loc în care poți să o citești zi de zi. Iată acum beneficiile unei misiuni scrise cu mâna ta. Îți amintești zilnic că ai un scop măreț pentru care să trăiești. 2. Văzându-ți zilnic misiunea scrisă, vei putea face un plan de împlinire a ei. 3. Te vei responsabiliza să-ți duci misiunea până la capăt. 4. Îți vei păstra focusul pe misiunea ta și nu vei fi ca frunza dusă de vânt încoace și încolo. 5. Dacă încă ești rănit sau speriat în urma unor situații dificile prin care ai trecut, vei fi motivat și motivată să ceri ajutorul unui specialist care să-ți fie alături în drumul tău spre vindecare. Pentru că nu-i așa, orice șut în minge e un pas înainte spre un gol de excepție. Când tu o să-ți vindeci inima, îți vei face într-o zi cunoscută și misiunea celorlalți. Poate nu e timpul să o arunci în lume acum, pentru că încă nu ești suficient de pregătit să faci față criticilor sau ironiilor altor oameni. Însă, investind în vindecarea ta, vei putea să stai drept într-o zi în fața oricui și să-ți susții misiunea minunată. Pe platforma mea online www.monicazinca.ro, la secțiunea Resurse gratuite, găsești produse cadou care te vor ajuta să-ți vindeci răni, să-ți creionezi o misiune și să strălucești, indiferent prin ce situație trece azi. Ai acolo, în platformă, un audiobook cadou care se numește Mami, ai grijă de tine. Audiobook pentru toate mamele care au nevoie să-și amintească să fie bine întâi ele cu ele însele. Ai un curs cadou care se numește Vindecă-ți trauma creată de infidelitate, un curs pentru toți cei care au trădat sau au fost trădați de persoana iubită. Ai apoi un audiobook, învață-l la cumpărături pentru părinții care au nevoie de ajutor pentru a gestiona furile copiilor când sunt la cumpărături cu ei. Și mai ai un cadou pentru părinți care se numește Ajută-ți copilul să vorbească, să se joace și să fie liniștit. Asculți Rise Up Family Podcast! Strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești, asumat, integru și sănătos. Și că nu ești singur pe lume. Acum, că ai ascultat despre curajul de a decide ce e mai bine pentru tine și de a-ți lua puterea înapoi, dacă ai pierdut-o sau dacă ai lăsat-o pe undeva din frici, ia-ți chiar acum o foaie de hârtie și un pix. Mai bea o gură de ceai. Eu beau acum un pahar cu suc natural de mere, de la ferma unei bunici minunate, de copil la fel de minunat. Și hai să facem împreună un exercițiu practic. Hai să-ți identifici misiunea împreună cu mine chiar acum. Te aștept! Bună! Sunt Monica Zincă, antrenor pentru familii. Echipez familiile, specialiștii și cadrele didactice cu toate instrumentele necesare pentru a-și dezvolta capacitatea de influență pozitivă asupra lor și a celor dragi. Gata, m-am întors, așa că hai să trecem la treabă. Răspunde chiar acum la aceste trei întrebări: 1. Ce visam când eram mic să fac, să am și să devin? 2 ce talente înnăscute am acum și ce abilități mi-am dezvoltat până acum. 3. Când închid ochii, în ce loc mă văd, cu ce oameni și ce acțiuni mă văd făcând? Uite, înainte ca eu să-mi descoper misiunea, la prima întrebare am răspuns. Când eram mică, oscilam între a deveni doctor de făcut oamenii să vorbească, scriitoare Crainică de televiziune și învățătoare. Am eu azi misiunea construită pe aceste trei vise? Da, un da puternic. Ajut copiii să vorbească, învăț părinții să-și ajute copiii să devină adulți independenți și scriu cursuri, cărți, articole, texte pentru podcast, chiar ăsta pe care îl asculți acum, și filmez pentru oameni ceea ce vreau să învăț. Scrie acum și tu exact toate visele pe care le ai de când erai mic. Toate visele, oricât de banale sau de absurde crezi tu astăzi că sunt. La a doua întrebare, ce talente născute am acum și ce abilități mi-am dezvoltat până acum? Eu am răspuns așa. Talent născut, scrisul. Abilități dezvoltate. Tehnici de lucru cu copii și adulți. Abilitatea de a vorbi în public și structurarea scriturii. Iar la treia întrebare: când închid ochii, în ce loc mă văd, cu ce oameni și ce acțiuni mă văd făcând, am răspuns așa. Mă văd când pe o scenă, când în sală de conferință, când în natură, alături de oameni de la care învăț și pe care îi învăț la rândul meu. Ca acțiuni mi-am notat. Mă văd scrind eu ce aflu de la cei pe care îi ascult, și scrind texte pentru oamenii care mă vor asculta și mă vor citi, și mă văd vorbind oamenilor. Îmbinând răspunsurile la toate aceste trei întrebări, mi-am descoperit misiunea personală: să ajut oamenii să-și dezvolte capacitatea de influență pozitivă asupra lor și a celor dragi, pentru a-și construi relații și familii binecuvântate. Că sunt părinți, viitor părinți, oameni cu răni nevindecate sau oameni confuzi, misiunea mea e să-i ajut să-și dezvolte abilitățile prin care să facă față oricăror provocări din viața lor. Draga mea, dragul meu, locul unde ești tu azi este locul potrivit. De aici începe să crești. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru sănătatea ta și a oamenilor care îți sunt aproape. Mulțumește-i pentru sprijinul lor și fă primul pas. Coboară din barca nesiguranței, din africii, a convingerilor nesănătoase. Și hai, în Rise Up Family, să creștem împreună. Și să strălucim. Poate că misiunea ta este să-ți crești copiii. Poate să-ți recuperezi copiii care au întârzieri în dezvoltare ori să faci din căsnicia ta un colț de rai. Și apoi să fiți un model pentru alte cupluri și familii. Ori poate misiunea ta este să-ți vindeci inima rănită de relația cu un partener abuziv. Ori poate să-ți recâștigi copilul alienat și să lupți pentru schimbarea legilor în România pe parte de alienare parentală. Sau poate că misiunea ta este să devii un medic excepțional. Asculți Rise Up Family Podcast, strigătul înălțător care te asigură că ai dreptul să înveți, să crezi și să iubești, asumat, integru și sănătos și că nu ești singur pe lume. Oricare ți-ar fi misiunea, acționează zi de zi pentru împlinirea ei. Ai aflat în acest episod despre curaj. Mai exact, am vorbit despre ce să faci când nu mai îndrăznești. Și am creionat doi pași principali. 1. Nu îi lăsa pe alții să-ți influențeze deciziile sănătoase și 2. Identifică-ți misiunea personală. Îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și te aștept pe 13 martie 2023 să vorbim despre ierarhia în familie. Un subiect cu impact emoțional puternic, dar care o să te ajute să îți pui ordine în priorități și în viață. Vom vorbi despre responsabilitatea ta față de fiecare membru al familiei tale și despre responsabilitățile celorlalți față de tine. Până atunci, dă mai departe acest episod și celor care au nevoie de curaj să-și împlinească menirea. Binecuvântări ție.